Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Suntem pe stadionul Emil Alexandrescu și vom vedea în curând două echipe gata să înceapă acest meci al fricii și tristeții. Atât Poliaș cât și FCU Craiova sunt amenințate cu retrogradarea. Acum Padula pasă din prima și un șut care trece pe lângă poartă, șutul lui Tițu. Se putea obține mai mult din această fază. Tărire pe exterior. Bună pasă lui Padula. Era Basa acolo pe exterior, putea fi angajat, se putea continua combinația. A lăsat să se înțeleagă că va pasa la portar. Bine întoarce această minge pentru Pop. Bună și demarcarea. Bună și demarcarea și este gol. Îl scrie Button. Din nou se ridică Fanionul. Din nou se ridică Fanionul. Din nou se aude fluierul. Aici nu este offside. Aici nu este offside. Aici s-ar putea să fie. La Button nu este, că Button este în urma mingii. În sfârșit, offside. O minge care a ajuns cu noroc la Padula. Și intervenția lui Chițu. Situație neclară, să vedem ce decide arbitrul. Săracul, nu e lămurit sub nicio formă, e și presiunea publicului. Ia să vedem. Nu e. Și cât pe ce să asistăm la deschiderea de scor, cutura de cap a lui Buena. Iată-le în imagine. Rashid Buena trimite un pic pe lângă. Mingea atinsă însă și de unul dintre jucătorii Craiovei. Companiucci. Oh, ce pasă iese și ce intervenția lui Gurău, senzațional. Gurău îl oprește pe Betaieb. Cred că a fost mai degrabă o încercare de șut. Ia să vedem. Luca Mihai. Nu este offside. Dacă este pasă, dacă a vrut să dea pasă, atunci merită toate aplauzele. Cred că a vrut să dea pasă. Nu cred că aia e o poziție de șut. Padula. Centrează Padula. Lovitura de cap bună. Intervine Silviu Lung. Chițu este golgheterul Craiovei, 10 goluri marcate. Frumoasă centrare, bună și apariția lui Chițu la finalizare. Iată, îl scapă Samaioa. Betaieb acum scapă de Companiucci și deschide bine jocul în flanc. Acolo este Luca Mihai. Centrare deviată, ajunsă la Alin Roman. Blocaj. Blocaj formidabil al lui Lechiatas. Betaieb. Bun șutul. Bun șutul lui Betaieb. Și încă o intervenție bună a lui Gurău. Gurău, Betaieb. Gurău de duel de calitate câștigat de Gurău. Foarte bine s-a demarcat Alin Roman. Și dă o pasă excelentă pentru Harrison. Luca Mihai în flanc. Primește Luca Mihai. Pasă înapoi. Roman, dribbling. Șutul lui Roman. Se ducea în poartă. Se ducea acolo la colțul lung, intervenția bună a lui Lechiatas.
Continuă atacul lui Poliaș. Din nou Luca Mihai. Centrată bine. Și lovitură de cap a lui Caban. Noul intrat la Poliaș, Kevin Caban, un suedez în vârstă de 30 de ani, în ultima oară în Liga 2 norvegiană la Stabæk. Bună centrarea lui Luca Mihai. Bună această lovitură de cap, Sidibe! Gol! Nu! Bară! Fantastic! Incredibil, ghinion! Gata aici, Sidibe reușește să obțină prin planul, șutează și bara îi salvează pe ieșeni de la o înfrângere pe teren propriu.